9 meciuri, 9 victorii, procenta 100%. Pentru mușeleanul George Vlad Maria la campionatul național de lupte greco-romane, ce s-a desfășurat în weekend în sala polivalentă din municipiul Reșița. Legitima la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, Vlad Maria, a obținut primele 5 victorii în competiția individuală la categoria 87 de kg seniori. Fiecare succes obținut pe saltea l-a adus mai aproape de finala categoriei, acolo unde l-a întâlnit pe Ionel Pușcașu de la CSM Craiova, de care a dispus, ca și de ceilalți adversari, prin superioritate tehnică. Sportivul Andreez Roșu reușește primul punct al acestei partide. Scorul este de 1-0 pentru Sportivul Maria. Ia să vedem, a prins foarte bine la centură, să vedem dacă reușește. Se apără însă foarte bine Sportivul Andreez Albastru. În continuare insistă Sportivul Andreez Roșu. Da, și reușește în cele din urmă centurarea, cele două puncte. Încă o dată reușește încă o centurare, obținând alte două puncte. Și cea de-a treia centură reușește și în cele din urmă reușește a patra centură și totodată astfel obținând câștigarea meciului prin superioritate tehnică. Locul întâi la final și implicit titlul de campion național pentru cel mai bun luptător mușelean al ultimilor ani. A urmat competiția pe echipe acolo unde, surprinzător, CSEA Steaua București nu a participat, însă Vlad Maria a fost împrumutat la Sport Club Municipal Bacău. Au fost în concurs 5 echipe, s-a jucat turneu fiecare cu fiecare, iar victoriile obținute în fața formațiilor LPS Slatina, LPS Botoșani, Universitatea de Vest Timișoara și LPS Constanța au adus formației băcăoane titlul național, iar George Vlad Maria, cu 4 victorii în 4 meciuri, a obținut a doua medalie de aur la această ediție a naționalelor, desfășurată în condiții speciale de pandemie la Reșița.